Cele cinci ouă. A fost odată ca niciodată un om sărac lipit pământului. Fiind lihnit de foame, intră într-un han și ceru cinci ouă fierte. Dar cum nu avea bani să le plătească, o zbughi pe ușă după ce se sătură într-o clipă de neatenție a hangiului. Trecură 10 ani și omul nostru învăță o meserie, câștigă bănuți frumoși și reuși să-și facă o căsuță frumoasă. Trecând într-o zi pe lângă hanul cu pricina, intră și îi ceru aceluiași hangiu 5 ouă fierte. Hangiul îi le pregăti fără să-l recunoască, iar când omul îi plăti dublu, se miră. Acesta îi se destăinui, dar hangiul nici nu vru să audă. Câți pui și câte ouă aș fi putut eu obține din acele 5 ouă de care m-ai păgubit? Va trebui să-mi plătești un preț mult mai mare, prețul înzecit, căci eu am avut de pierdut de pe urma ta. Dacă nu te învoiești, mergem la judecată. Omul nu se învoi, așa că hangiul se și grăbi spre judecătorie. Îi spuse judecătorului toată povestea, iar acesta îi dădu dreptate. Trebuia însă să audă și versiunea celuilalt. Dar acesta nu mai apărea. Într-un târziu intră și el în judecătorie și își ceru scuze de întârziere. Am avut o treabă importantă care m-a reținut, a continuat omul. Am fiert nițică mazăre, iar apoi am plantat-o în grădina din fața casei și am stat puțin să văd dacă nu cumva se va și grăbi să răsară. Cum să răsară vlăstare noi din mazărea fiartă? Se mirară într-un cor hangiul și judecătorul. Dar din ouăle fierte, cum să iasă pui și aceștia cum să facă alte ouă? Le-o întoarse omul isteț. Găsești doar ceea ce cauți. Odată de mult, un om stătea la marginea unei cetăți. Într-o zi, un călător trecu pe acolo și văzându-l, se opri pentru o clipă și îl întrebă: omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Erau răi și invidioși, de aceea am și pornit la drum. Nu vreau să-i mai văd vreodată. Să știi că la fel sunt și cei de aici. Auzind acest răspuns, călătorul plecă de grabă mai departe, fără ca măcar să-i mulțumească omului pentru răspuns ori să-l salute. Nu peste mult timp, un alt călător se înfățișă înaintea lui și spuse: bună ziua! Omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Bună să-ți fie inima, dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Sunt oameni de omenie, buni și veseli și cu mare greu i-am părăsit, îi mărturisi cel de-al doilea călător. Atunci să știi că așa sunt și oamenii acestei cetăți. Călătorul, mulțumit și vesel, intră în cetate. Se întâmplă ca o copilă care merse după apă la izvorul din apropiere să audă întrebările celor doi călători și răspunsurile date de omul din cetate, așa că îl întrebă din ce cauză le răspunse în acest fel. Draga mea, o lămuri omul, fiecare găsește ceea ce caută. Dacă primul călător nu și-a făcut niciun prieten pe unde a trecut, cu siguranță că nici pe oamenii de aici nu îi va considera mai breși. Cel de-al doilea, în schimb, își va găsi prieten de nădejde peste tot pe unde va merge.
steagul alunet. A fost odată un bătrân și o bătrână care își doreau foarte mult un copil, încă din anii tinereții. Într-o zi, pe când bătrânica trebăluia prin grădină, numai ce zărie printre legume un copil de mărimea unei alune. Fericită, luă copilul și le arătă moșului. Rugile ne-au fost ascultate, vom avea grijă de acest prichindel și îi vom spune alunel. Băiatul, recunoscător că avea cine să-i poarte de grijă, se arătă foarte harnic, deși era mititel. Îi ajuta mereu la treburile casnice, astfel că în curând se răspândi vestea despre hărnicia lui. Într-o zi, pe când bătrânii nu erau prin preajmă, o ceată de tâlhari veniră la alunel și îl convinseseră să meargă împreună cu dânsii, lingușindu-l cu vorbe iscusite și promițându-i câte în lună și în soare. Într-un târziu, alunel se lăsă convins. Părăsi casa bătrâneilor și îi ajută pe tâlhari să jefuiască casele oamenilor înstăriți. Fiind mic, se putea strecura cu ușurință prin gaura cheii pentru ca apoi să le deschidă ușa. Dar într-o seară, pe când intră în acest fel în casa unui om bogat, alunel sări un borcan cu dulceață și se cățără pe acesta cu gând să guste puțin el. Dar căzu un borcan și mai să se înnece dacă o mână energică nu l-ar fi scos la timp. Cine credeți că era? Chiar bătrânul care urmări tâlharii în acea seară și dădu de urma băiatului. Cu lacrimi în ochi, alunel își ceru iertare și își recunoscu vina. Bătrânul îl duse acasă fericit că își recuperase flăcăul, iar copilul nu-i mai ieși din vorbă și deveni iar băiatul cel bun de la început. De ce cântă cocoșul în zori? Era odată un cocoș care locuia în împărăția cerului alături de soare și de lună. Și pe atunci, ca și în zilele noastre, tare îi mai plăcea lui să cânte, așa că își petrecea toată ziua cântând. Luna însă, care era mai posomorâtă de felul ei, se sătură într-o zi de cântecul cocoșului și spuse: toată ziua, cucurigu! Ajunge dacă ai cântat o singură dată. De ce să cânt doar o singură dată? Întrebă cocoșul. Croncănelele astea ale tale mă obosesc, spuse luna. Dar soarelui îi place cum cânt, nu mai fi așa morocănoasă, spuse cocoșul și se puse iar pe cântat. Deoarece cocoșul nu o ascultă, luna îl aruncă din înaltul cerului direct pe pământ. Cocoșul încercă să zboare înapoi, dar nici vorbă să reușească și de atunci rămase pe pământ. Soarele, când văzu fapta cea mărșavă a lunii, se supără și spuse: te pedepsesc să nu strălucești pe bolta cerească decât pe timp de noapte și îți promit că nu ne vom mai întâlni nici când. Pentru fapta ta cea rea, nu mai doresc să te văd.
În schimb, eu mă voi arăta lumii ziua. Mare a fost bucuria cocoșului de cum îl vedea pe soare apărând pe cer. Se punea pe cântat vesel. Era modul său de a-l saluta. Cucuricu, cucuricu! Dar când luna apărea, cocoșul dispărea repede, căci nu dorea să o vadă și nu mai scotea niciun sunet. Așa se face că până în zilele noastre, cocoșul cântă odată cu ivirea zorilor. Fetița cea înțeleaptă. A fost odată ca niciodată un om sărac, care nu avea nimic altceva pe această lume decât o fetiță frumoasă și înțeleaptă și o iapă. Într-o zi porni la drum cu un prieten de-al său foarte bogat, care avea un armăsar mare și frumos. Au noptat la han, iar animalele au rămas amândouă în grajd. A doua zi de dimineață, când cei doi au mers în grajd să-și ia cai, în loc de doi găsiră acum trei cai. Cel de-al treilea era un mânz pe care iapa îl fătase peste noapte. Acesta se afla între iapă și armăsar. Când îl văzu, bogatul spuse că este al său, doar stă lângă armăsar. În timp ce săracul încerca să explice că e al iepei, deci îi aparține lui. Cum nu se înțeleseră, merseră la judecător. Acesta, deși știa cine e adevăratul proprietar, le spuse că va câștiga cel care va răspunde la întrebarea: ce e cel mai rapid lucru din lume? Cel mai gras, cel mai frumos și cel mai prețios. Cel bogat se gândi că cel mai rapid e iepurele său, pe care nu l-a putut prinde nicicum. Cel mai gras e porcul din coteț, cel mai frumos e fiul său, iar cel mai prețios e inelul cu diamant al reginei. Săracul îi ceru ajutor fiicei sale. Aceasta îi spuse că cel mai rapid e vântul rece care suflă iarna în întregul regat. Cel mai gras și mănos e solul în care cresc legumele. Cel mai frumos e zâmbetul unui copil, iar cea mai prețioasă e cinstea. Cei doi se înfățișară înaintea judecătorului cu răspunsurile lor, iar acesta fu impresionat de răspunsurile săracului. Își spuse că și el trebuie să fie cinstit, așa că făcu dreptate și oferi mânzul. Bucătar. Odată de mult trăia într-un sat un bucătar care muncea la un han. Într-o zi, după ce s-a întors acasă de la serviciu, soția sa l-a rugat să o ajute să pregătească niște chiftele, căci urmau să aibă musafiri la masă. Omul s-a uitat la ingredientele pregătite și a spus: nu ajunge atâta carne, du-te la măcelar și mai cumpără un kilogram. Femeia s-a întors cu un kilogram de carne. Bucătarul a luat-o și s-a reîntors în bucătărie ca să o prepare. Pe furiș a tăiat jumătate din ea și a ascuns-o în sân. Femeia, care tocmai intra în bucătărie, l-a zărit. Nevenindu-i să-și creadă ochilor, începu să-l ocărască. Om neisprăvit, dar ce te-a apucat? E carnea noastră,
am plătit-o din bănuții noștri câștigați împreună. Ce-ți veni s-o ascunzi în sân? Cui vrei să o dai? Sau o arunci la câini?" Omul se uită nedumerit la ea, apoi scoase carnea din sân și spuse ispășit: "Draga mea, îmi cer scuze, dar am făcut-o din obișnuință." "Așa faci și la han? Tu vrei să-ți strici omenia? Nu știi că cine astăzi fură un ou, mâine fură și un bou? Hangiul nu e corect cu tine? Nu-ți dă toată simbria așa cum v-a fost înțelegerea?" "Ba da," spuse omul rușinat, "voi fi și eu corect cu el de acum înainte." Astfel se lecui omul nostru de a mai fura. Cele două broaște. Odată de mult, două broscuțe locuiau într-un iaz de la marginea unui sătuc. Într-o zi, ele se gândiră că ar trebui să meargă să vadă orașul cel mare, care se afla la câțiva kilometri depărtare. "Cu siguranță că acolo au un iaz mai mare," spuse prima broscuță. "Și apa trebuie să fie mai adâncă," răspunse a doua broscuță. Se tot pregătiră ele și în cele din urmă porniră la drum. Era o zi caldă de vară, așa că broscuțele noastre obosiră repede. Nici nu se îndepărtară bine de sat, că și începură să se întrebe una pe alta: "Trebuie să fim aproape de acum. Tu vezi cumva orașul în zare?" "Nu," răspunse surata, "dar dacă m-aș urca pe spatele tău, probabil că l-aș vedea." Prima broscuță fu încântată de idee, așa că o pofti să se urce. "Ei, acum îl vezi?" întrebă nerăbdătoare. Cealaltă broscuță își ridică bărbia dându-și capul pe spate, dar nu se uită în față, ci vedea doar ceea ce era în spatele său, așa că tot ce putu să zărească era satul pe care tocmai îl părăsiseră. "Să știi că zăresc orașul," îi răspunse primei broscuțe, "și seamănă întocmai cu satul nostru." "Atunci nu mai are nicio rost să străbatem degeaba atât amar de drum," își dădu cu părerea broscuța. "Mai bine ne întoarcem acasă." "Bine zici," răspunse a doua broscuță dându-se jos de pe spatele primei broscuțe. Astfel, cele două broscuțe făcură cale întoarsă. Ajunse acasă, le povestiră suratelor că orașul cel mare arată întocmai ca sătucul lor. Poate că și sătucul lor e de fapt un oraș mare. De ce e ursul morocănos? Se spune că în vremea de demult, un urs mare și puternic furase vara și o ținea bine ascunsă în vizuina sa, pentru a se încălzi numai el. Animalele pădurii aflară și puseră la cale un plan. Pe când ursul avea să meargă la vânătoare cu barca, șoarecele se va ascunde în barcă și îi va roade vâslele, în timp ce restul animalelor vor pătrunde în bârlogul său și vor elibera vara. Zis și făcut, ursul merse la vânătoare de cealaltă parte a lacului, iar când să se întoarcă, numai ce se trezi cu vâslele roase. Se duse înapoi în pădure să-și făurească altele și apoi o porni agale spre barcă. Dar între timp, animalele scotociră peste tot în bârlogul său și găsiră într-un sac vara, care era
prizonieră. Am venit să te salvăm, spuseră animalele. Vai, ce bine! Am crezut că nu mai scap de aici. Vă voi răsplăti pe toate. Voi ajuta natura să vă dea hrană, spuse vara și fugi în lume. Pe măsură ce se apropia de casă, vremea era mai frumoasă. Aerul se îngălzea, pădurea era înverzită, păsările ciripeau în copaci, puii de animale se jucau pe afară, iarba crescuse, zmeura rotise, izvorul susura, iar ursul realiză că fusese furat. Mor, mor, mor! M-am supărat! Mi-ați furat vara, spuse ursul cu ciudă. Acum peste tot era cald și soare, în timp ce în peștera sa era un frig nemaipomenit. De atunci ursul a rămas foarte ursus și morocănos și nici că mai dorește să dea ochii cu celelalte animale. Cel sărac și cei trei bani de aur. A fost odată un om sărac ce găsi pe stradă trei bănuți de aur. Se bucură nespus căci era o sumă mare, mult mai mare decât sperase vreodată să aibă. Tot gândindu-se cum să facă să înmulțească banii, intră într-un han și ceru ceva de aleguri. Hangiul, văzându-l slab și jerbelit, își spuse că e vreun cerșetor care nu va putea cu siguranță să plătească puiul fript pe care tocmai îl comandase. Omul sărac, văzându-l pe hangiu șovăind și pricepând care-i motivul, îi aruncă o monedă de aur și ceru și o carafă de vin pe deasupra. Hangiul făcu o plecăciune până la pământ și merse de grabă să îndeplinească cererea. Văzând banul strălucitor, omul se convinse acum că avea de-a face cu vreun prinț deghizat, ori chiar cu regele în persoană, așa că nici nu îndrăzni să ia bănuțul. Îl conduse până la ieșire cu multe onoruri, după ce îl ospătă bine și mai dădu pe deasupra și un coș cu bunătăți. Mergând mai departe, intră la un croitor și își luă un rând de haine noi. Știa că haina îl face pe om și se gândi că nu trebuie să-și rateze șansa de a avea o viață mai bună. Vru să-i plătească croitorului, dar acesta, când văzu banul de aur, se gândi că e pus de rege să-l încerce și nu îi luă bănuțul. Porni spre târg în speranța că va găsi ceva de lucru. Norocul îi surâse, căci un boier îl angajă de vizitiu, oferindu-i o leafă bună și adăpost. Astfel, omul nostru sărac reuși să-și schimbe viața cu ajutorul celor trei bănuți de aur. Se vede că fusese ziua sa norocoasă, dar uneori norocul e și cum și-l face omul. Cea mai ușoară muncă. Trăia odată într-un sătuc un bărbat și o femeie. Aceștia o duceau ca orice săteni obișnuiți care aveau un petic de pământ și copil de crescut. Dar bărbatul se plângea toată ziua soției sale. Sunt atât de obosit, munca câmpului este foarte grea. Ce bine poate fi de tine care stai toată ziua acasă și nu faci mai nimic. De la un timp, femeia se sătură să-l audă plângându-se, așa că într-o dimineață se trezi în zor și l-anunță pe soț că merge la secerat, iar el poate să rămână acasă. Nu trebuie să faci mare lucru, doar mulci vaca, fierbi laptele și hrănești copilul, dai de mâncare păsărilor, pregătești ceva de aleguri și pentru noi, mături puțin prin curte și prin casă și asta-i tot, mă adăugă femeia. Soțul, fericit că se va putea odihni o zi întreagă, porni agale cu găleata spre staulul vacii ca să o mulgă.
În timp ce o mulgea, numai ce auzi copilul plângând și fugi repede în casă. Între timp, vaca răsturnă găleata cu laptele mult, așa că omul rămase cu două căni de lapte pe care merse să le pună la fiert. Între timp, ieși să măture curtea, dar laptele dădu în foc. Omul nu mai știa ce să facă acum, căci copilul plângea de foame, dar lapte nu mai avea. Curtea era măturată pe jumătate, iar găinile, care nu își primiră nici ele masa, se puseră pe cotcodăcit. Omul merse de grabă să le arunce niște boabe, iar apoi porni spre grădină să culeagă zarzavaturi pentru ciorbă. Se grăbi înapoi, dar lăsă portița deschisă, așa că păsările intrară și ciuguliră legumele. Când ajunse soția acasă, toate erau vraiște, iar bărbatul se chinuia de zor să termine măcar curtea de măturat. "Mi-ai dat o lecție bună," îi spuse el. "De mâine merg la câmp fără să mă mai plâng. Munca ta nu e ușoară și acum chiar mă mir cum faci de le potrivești pe toate." A fost odată ca niciodată un boier foarte bogat care avea multe pământuri, animale și case dintre cele mai mari și mai frumoase, dar avea și o mare supărare, nu știa să scrie sau să citească. Când fusese copil, nu-l învățase nimeni, dar acum, ajuns boier mare, n-ar fi recunoscut nici în ruptul capului că e analfabet. Într-o zi, un prieten bun de-al său i-a trimis un bilețel prin care îl ruga să-i împrumute un bou pentru câteva zile, fiindcă avea o suprafață mare de arat. Și-a trimis un om de nădejde cu biletul, sperând ca acesta să se reîntoarcă nu doar cu un răspuns favorabil, ci și cu boul. Acasă, boierul dădea o petrecere mare cu mulți invitați. Primi biletul și se făcu că-l citește, căci în fața invitaților săi se arăta întotdeauna ca un om foarte învățat. Căzu puțin pe gânduri și după aceea îi spuse trimisului: "Să-i spui stăpânului tău că am luat la cunoștință cele scrise și că voi veni personal la dânsul de îndată ce petrecerea va lua sfârșit." "Conașule, nu trebuie să vă deranjați," spuse trimisul. "E de ajuns să-i trimiteți stăpânului meu prin mine ce scrie pe bilet." "E un lucru prea valoros pentru a-l lăsa pe mâna ta," spuse boierul plin de importanță, uitându-se spre musafirii lui. "Du-te la stăpânul tău și spune-i ce ți-am zis." Trimisul făcu cale întoarsă. Cum plecară musafirii, boierul o chemă pe boieroaică și spuse: "Citește biletul ăsta, ce îndrăzneală!" spuse prefăcându-se indignat. "Ți-a cerut omul un bou împrumut. De ce nu poți să-l dai?" "Bine, fie, las de la mine," spuse boierul, mulțumit că aflase ce scria pe bilet. Elefantelul curios. A fost odată ca niciodată un elefant curios. Nu trecea zi în care să nu-i pună mamei sale vreo întrebare ciudată. Într-una din zile îl chinui o nouă întrebare buclucașă: "Oare ce mănâncă crocodilul seara?" Porni binișor spre pădure să întrebe vreun animal ce o fi servind crocodilul la cină. Nici nu intră bine în pădure că se întâlni cu ursul și îl întrebă: "Bună dimineața, ursule, poți să-mi spui ce mănâncă crocodilul la cină?" "Nu știu," recunosc ursul, "dar du-te la lac. Cu siguranță că vei afla acolo răspunsul pe care îl cauți."
elefantul ajunse pe malul lacului. Aici îl zări pe șarpele Boa. Se făcuse deja seară. Bună seara! Vreau să aflu răspunsul la o întrebare. Ce mănâncă crocodilul la cină? Nu știu, a răspuns șarpele, dar uite, aici e lacul. Cu siguranță că vei afla singur răspunsul. Crocodilul tocmai ieșea din apă. Elefantul se apropie de el, fără să știe însă că vorbește tocmai cu crocodilul și îl întrebă. Scuzați-mă, vă rog, nu știți cumva ce mănâncă crocodilul la cină? Auzind o asemenea întrebare, crocodilul îi răspunse și ret. Bineînțeles că știu, dar vino mai aproape să-ți șopnesc la ureche. Elefantul se apropie bucuros că va afla în sfârșit răspunsul, dar crocodilul, haț, îl și prinse de nas. Trebuie să știți că pe vremea aceea elefanții aveau un nas micuț, întocmai ca al vostru, așa că e o mare minune cum de-a și reușit crocodilul să îl prindă. Bietul elefant se chinuia din răsputeri să scape din gura enormă a crocodilului, dar fără succes. Șarpele Boa îl zări și îi veni în ajutor, îi se încolăci de coadă și îl trase cât de tare putu. Dar crocodilul nu se lăsă nici el mai prejos și îl trăgea acum din ce în ce mai tare de nas pe bietul elefant. Și atât de tare îl trăgea crocodilul de nas și șarpele de coadă, încât observă că are un nas lung, cât o zi de vară. De atunci, toți elefanții au trompă. Doar o jumătate de bani. A fost odată ca niciodată un om foarte bogat și zgârcit. Era atât de bogat încât nimeni nu știa câți bani are și nu s-ar fi îndurat să cheltuiască din ei. Într-o zi, acest om a plecat la târg cu fiul său. Când se pornească spre casă, se porni o furtună torențială. Cum târgul era de cealaltă parte a râului, cei doi fură nevoiți să-l treacă. Apa a crescut foarte mult, iar bogatul nu se îndură să plătească un barcagiu pentru a-i trece râul. Fiul său, mai sprinten, reuși să treacă dincolo când apa era destul de mică, dar tatăl său, după ce ajunse la jumătatea râului, fu luat de un buhoi de apă. Fiul, speriat, se grăbi să cheme un barcagiu pentru a salva tatăl. Bogatul, dus de apă și înlemnit de spaimă, apucă totuși să-i strige fiului: să nu-i dai barcagiului decât o jumătate de bani, căci jumătate din râu l-am trecut pe picioarele mele. Barcagiu răspunse: dacă tot l-a luat apa, acum își poate și spăla hainele. Nu mai trebuie să cheltuiască pentru a le curăța. Când trece ploaia și se limpezește râul și hainele lui vor fi curate. Degeaba va fi cu hainele curate dacă va fi înnecat, spuse fiul îngrijorat. Dacă pentru el mai mult contează banii, pentru mine mai mult înseamnă să-l știu sănătos. Așa că cei doi, fiul și barcagiul, îl scoaseră pe bogatul cel zgârcit din apă. Astfel, fiul îi dădu o lecție tatălui, învățându-l că grija față de cei dragi este mai importantă decât banii. Cel mai frumos loc din lume. A fost odată un vultur bătrân și înțelept. Era atât de înțelept încât i se dusese vestea în întreaga lume. Odată, un bătrân care era considerat înțeleptul înțelepților se decise să meargă la acest vultur. Îl găsi în vârful unui munte, admirând peisajul.
Ce cauți aici, înțeleptule?" îl întrebă vulturul de cum îl zări. "Sunt bătrân și aș dori să-mi petrec ultimii ani în cel mai frumos loc de pe pământ." "Tu, care le-ai văzut pe toate, cu siguranță că mă vei putea îndruma spre acel loc." "Ține-te bine," îi răspunse vulturul, "căci te voi duce în cel mai frumos loc de pe pământ." Acestea fiind spuse, vulturul luă pe sus și îl purtă peste mări și țări. În drumul său, înțeleptul zări toate minunile lumii, precum și țări minunate, cărora nici măcar nu le bănuia frumusețea, și se gândi că vulturul trebuie să-l ducă într-un loc foarte special, din moment ce nici măcar nu arunca vreo privire spre aceste minunății. Atunci omul spuse cu voce tare: "Dar oare cum poate cineva hotărâ care este cel mai frumos loc de pe pământ?" Vulturul nu îi răspunse, ci își continuă zborul. După un timp ajunseră în deșert. Aici vulturul se opri. Poposi pe niște stânci negre, lăsă omul jos și privi cu bucurie în jur. Înțeleptul, mirat, îl întrebă: "De ce m-ai adus aici, unde nu sunt nici viețuitoare, nici apă, ci numai nisip și stânci? Nu mi-ai promis tu oare cel mai frumos loc de pe pământ?" "Ba da," îi răspunse vulturul, "acesta este. Acesta este locul unde m-am născut eu și e cel mai frumos de pe întreg pământ." Găleata cea folositoare. Era odată un bătrân care locuia într-un sătuc uitat de lume. Nu era omul nostru foarte avut, dar se mândrea cu o grădină de zarzavaturi cum nu mai avea niciun gospodar din satul său. Tot secretul stătea în faptul că omul nostru își uda plantele în fiecare dimineață. Avea două găleți cu care mergea la izvor. Una dintre ele era mare, nouă și încăpătoare, dar cealaltă era mai veche și pe deasupra spartă, astfel că până când ajungea omul nostru acasă, o bună parte din apa din găleata cea veche era risipită pe drum. Găleata cea nouă râdea mereu de surata ei, iar aceasta era tristă că nu e folositoare de fel. Într-o zi își luă inima în dinți și îi spuse omului: "De ce nu mă repar și pe mine ca să-ți pot fi și eu de folos? În curând ai să mă arunci, căci nu voi mai fi bună de nimic." Omul o ascultă până la capăt, iar apoi îi răspunse: "Te crezi nefolositoare? Ia spune, ai văzut tu straturile de flori care sunt atât de frumoase și care s-au format de la izvor până acasă, pe partea ta de drum? Să știi că datorită ție sunt atât de frumoase, căci tu le uzi zilnic. Ești perfectă așa cum ești. Iar rolul tău e mai important decât al suratei tale, căci tu uzi și florile din cale și plantele din grădina mea." Găleata cea nouă auzi cele spuse de bătrân și își dădu seama că a fost o prostie din partea ei să râdă de găleata cea veche. Fiecare și-are rostul lui pe lume, iar dacă nu suntem la fel, nu înseamnă că unii sunt mai importanți decât alții. Izvorul. Odată, trei călători
Au pornit împreună pe un drum lung și stovitor. Tocmai când li se făcuse foarte sete și obosiră peste măsură, dădură peste un izvor limpede care îmbia să-și astâmpere setea și să poposească pentru o clipă. Spre surprinderea lor, călătorii văzură deasupra izvorului o tăbliță pe care scria: "Faceți și voi precum fac eu." "Ați văzut, fraților," spuse primul călător, "eu cred că însemnătatea acestor vorbe este că trebuie să fim harnici precum izvorul, care își croiește neîncetat drum prin pământ, nisip și chiar stânci. Munca este cea care ne face mai buni." "Eu cred," spuse al doilea, "că izvorul ne învață cum să fim darnici cu cei din jur. Noi primim apa sandar, ca trei drumeți obosiți ce suntem, dar nu trebuie să-i dăm nimic în schimb. Așa trebuie să facem și noi cu cei din jur." "Sau," spuse al treilea, "izvorul ne atrage atenția la cât de limpede și curată e apa sa și ne îndeamnă și pe noi să avem o inimă la fel de curată." Călătorii se uitară unii la alții, discutară și nu căzură de acord care dintre variante era cea corectă. Stând lângă izvor și discutând, a apărut la un moment dat un moș neag încărcat de ani. Îi privi pe cei trei călători și spuse: "Eu cred că toate cele trei idei pot fi îmbinate. Pe oricare dintre ele o respect, este loc și pentru celelalte două." Moșneagul bău apă din pumn și plecă mai departe, iar călătorii rămaseră pe gânduri. Și-au dat seama că bătrânul avea dreptate. Cățelușul și măgarul. Era odată ca niciodată un gospodar care avea pe lângă casă un măgar și un cățeluș. Măgarul stătea bietul de el afară în frig chiar și pe timp de iarnă, pe când cățelușul avea cușca lui. I se părea măgarului nedrept că doar el e cel ce poartă saci la moară și fel de fel de poveri cât e ziulica de lungă, în timp ce cățelul moțăie în culcușul său cald și doar din când în când mai scoate câte un lătrat ca să nu zică careva că stă degeaba. Văzând măgarul că lucrurile nu se schimbă pentru el, se gândi să-l întrebe pe câine de ce e atât de iubit de către stăpâni și cum se face că primește câte ceva bun. "Să știi, măgărușule, că nu e greu deloc. Tot ce trebuie să fac este să dau din coadă și să stau în două labe. Atunci stăpâna mă felicită și îmi dă câte o bucățică mai gustoasă din mâncarea pe care tocmai o pregătește." "Ar trebui să încerci și tu," i-a răspuns cățelul. Măgarul îi mulțumi frumos și o porni încet spre bucătărie. Intră pe furiș fără să fie zărit de gospodina care făcea mâncare. Animalul, fericit că nu fusese zărit, merse până în mijlocul odăi, începu să dea din coadă, se ridică în două picioare și, cum nu știa să latre, necheză odată pe limba lui cât putu de tare. Femeia se sperie peste măsură, auzind nechezatul puternic, iar când se întoarse și văzut obitocul în două picioare, scăpă farfuria pe care o ținea în mână. Când își veni în fire, luă vergeaua din colțul camerei și o lipi pe spinarea măgarului. Bietul de el nici până în ziua de azi nu știe de ce a primit acea vergea peste spinare, pe când câinele nu primise decât bunătăți. Fratele sărac și fratele bogat.
Trăiau odată de mult doi frați foarte diferiți. Unul era harnic și sărman, iar celălalt reușise să se căsătorească cu o fată bogată și să se îmbogățească fără a mișca un deget. De atunci, nu prea își vizita fratele cel sărac, cu care îi era rușine. Într-o zi însă, pe când era vremea secerișului, omul ce trebuia să-i vină la lucru se îmbolnăvi. Se gândi bogatul ce se gândi și decise să-i facă o vizită fratelui său. Ziua bună, frate! Uite de ce vin pe la tine! Mă gândeam să te ajut, că ai mari greutăți bănești. Devii să lucrezi pe ogorul meu o zi, de zor și până în seară, te răsplătesc cu un sac de cereale. Știu că ți-ar prinde bine niște grâne. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Mâine dimineață voi fi pe ogor, îl asigură fratele cel sărac. Zis și făcut. Munci zi de vară până în seară ca să-i demonstreze că merită într-adevăr acel sac cu cereale pe care avea să-l primească seara. După apusul soarelui, săracul porni spre casa bogatului. Am secerat singur mai bine de jumătate din ogor. Am venit după simbrie, după cum ne-am înțeles. Bine, bine, fratele meu, dar ziua de muncă nu s-a terminat. Vezi tu, luna, sora mare a soarelui, cum iese pe cer, va trebui să-ți continui munca până va dispărea și ea. Doar așa ne-am înțeles, îi spuse râzând. Săracul, neavând încotro, se ceră întreaga noapte fără un cuvânt. Iar când se lumină de ziua, luă un sac potrivit, iar apoi căută încă unul mai mare, cu care se înfățișă la ușa bogatului. Am făcut precum mi-ai cerut și am terminat chiar de secerat, iar acum am venit după simbrie. Bine, omule, dar de ce ai adus cu tine doi saci? Îl întrebă bogatul nedumerit. Cum de ce? Dacă soarele are o soră, de ce n-ar avea și sacul meu un frate? Eu întoarse săracul. Bogatul se știa vinovat, așa că merse de grabă să umple ambii saci și îi dădu săracului. Acesta o porni încet spre casă, spunându-și că orice naș își are nașul. Graba strică treaba. Odată de mult, doi tineri veseli și voinici porniră la drum. Își propuseră să urce o creastă înaltă de munte într-o singură zi. Își luară apă și merinde cu dânsii și porniră de dimineață la drum. La poalele muntelui întâlniră un bătrânel, care o luase și el încet pe cărare cu gândul să ajungă în vârf. Cei doi râseră când îl văzură pe moșneagul, care se mișca precum un melc și îl depășiră de grabă, spunându-i că asemenea urcușuri nu mai sunt pentru dânsul și că nu va ajunge sus nici într-o săptămână. Bătrânelul le zâmbi doar și-și văzu liniștit de drum. Cei doi ajunseră în vârf înainte ca soarele să apună, dar abia mai puteau respira de obosiți ce erau. Nu le mai trebuiră nici merinde, nici apă, ci se trântire doar pe iarbă și adormiră cât ai zice pește. Dar iată că tocmai pe când soarele scăpăta, bătrânelul nostru ajunse și el în vârf. Nu era prea obosit, așa că se puse să își strângă niște crengi și își încropi un mic adăpost, căci știa că are să poposească pe munte până a doua zi.
Apoi își pregăti ceva de aleguri și se puse să doarmă mulțumit de sine. Peste noapte se porni o furtună năprasnică. Bătrânelul nici că se simchisi de ea, dar cei doi tineri erau acum uzilor, că deoarece adormiseră sub cerul liber, iar merindea le fusese luată de apa de ploaie și dusă la vale. Bătrânul se uită la ei, zâmbi și spuse: "Se vede că graba strică treaba." Cei doi tineri plecară capetele rușinați și, pentru că nu aveau unde să adăposti peste noapte, făcură un foc și rămaseră lângă el. Cele două capre. Odată de mult, peste un râu adânc se întindea un pod foarte îngust. Într-o zi, o capră se pregătea să treacă podul. Când ajunse la mijloc, se întâlni cu o altă capră, care mergea în direcția opusă. Stăteau una în fața celeilalte și nici una nu dorea să dea nici măcar un pas înapoi. Se știe doar că dintre toate animalele, căprițele sunt cele mai încăpățânate. "Du-te înapoi," îi spuse, "nu vezi că nu avem loc amândouă?" "Ba da, văd, da, tu să mergi înapoi." "De ce să merg tocmai eu?" spuse pusă pe ceartă cea de-a doua capră. "De ce tu?" "Pentru că eu sunt mai puternică și mai înțeleaptă decât tine." "Mă îndoiesc, să știi. Ia să vedem dacă e adevărat ce spui." Eu întoarse și își potrivi coarnele în poziție de luptă. Atunci prima capră îi spuse: "Oprește-te! Dacă ne luptăm, vom cădea amândouă în apa cea rece și adâncă. Poate nici nu vom reuși să ieșim din râu. Vom muri înecate." "Am o altă idee. Eu mă întind pe jos și tu treci încetişor peste mine. Apoi îmi voi putea vedea și eu de drum." Cealaltă capră făcu întocmai, așa că își putură vedea fiecare de drum. Totuși, în gând, recunoscu faptul că prima capră e într-adevăr înțeleaptă. Vorba aceea, înțeleptul nu afirmă nimic din ce nu poate dovedi. Și este înțelept nu cine știe multe, dar cine știe lucruri utile. Hoțul și merele. A fost odată un om sărac care zări în curtea unui palat un măr bogat în roade. Fiindu-i foame, sări gardul și culese 3 mere. Tocmai când se pregătea să se înfrupte dintr-unul, gărzile îl zăriră și se grăbiră să-l ducă în fața judecătorului. Omul sărman scoase atunci sâmburii din măr și le ceru gărzilor să-l ducă în fața împăratului însuși. Acestuia îi spuse că semințele de măr sunt fermecate și că de le va planta un om cinstit, cu inima curată, în grădina palatului. Din acestea vor rodi mere cu totul și cu totul de aur. Împăratul se bucură la auzul acestor vorbe, dar se știa nu tocmai cinstit, așa că îl rugă pe sfetnicul său să planteze semințele. Dar acesta, amintindu-și câte nedreptăți le făcuse oamenilor, îi spuse împăratului că vistiernicul ar fi cel mai potrivit pentru a planta semințele. Acesta, gândindu-se câți bani au dispărut din vistieria palatului, îi propuse măriei sale ca judecătorul însuși să planteze semințele, căci el reprezintă corectitudinea și cinstea în întreg regatul.
Auzind una ca aceasta, judecătorul se făcu roșu ca racul și începu să bâșbâiască ceva. Omul sărman, care în tot acest timp stătuse deoparte și ascultase, se adresă împăratului. Dacă voi toți nu vă considerați demni să plantați niște semințe din care vor ieși mere de aur, cum puteți să mă judecați pe mine care am sărit gardul și m-am înfruptat dintr-un măr obișnuit, fiindcă eram lihnit de foame? Împăratul îi dădu dreptate și îl luă la curte pe lângă dânsul. Omul milostiv. A fost odată un om milostiv care trecu printr-un târg. Se plimbă o vreme de-a lungul și de-a latul târgului și numai ce se întâlni cu un negustor de pește. Acesta avea un coș mare plin cu pești care nu dau sărmanii înghesuiți în apă puțină. Făcându-i se milă, omul nostru se opri din drum și spuse negustorului: sunt atât de frumoși acești peștișori, încât îmi pare rău de ei când mă gândesc că vor sfârși prăjiți. Ce-ai spune să-mi vinzi mie la jumătate de preț, căci aș dori să iau pe toți și să le dau drumul în apă? Pe toți nu pot să ți-i vând atât de ieftin, dar dacă dorești, îți dau peștii mai mari cu preț redus. Omul milostiv s-a bucurat, i-a luat de grabă pe cei mari și s-a dus cu ei pe marginea râului. S-a uitat puțin la ei, dar când să-i arunce, s-a răzgândit și s-a întors spre casă. Seara la cină, omul a fost vizitat de un prieten. Acesta s-a mirat peste măsură să vadă la masă pește prăjit. Bine, omule, dar eu credeam că tu cumperi peștii pentru a le da drumul înapoi în apă, nu pentru a-i mânca. E adevărat, dar eu le dau drumul peștilor vii, iar aceștia din farfurie nu mai sunt vii, așa că nu am cum să le dau drumul. Se grăbi milostivul să-i răspundă. Dar, în schimb, de o cină bună se pot bucura acum mai mulți oameni, vecinii mei, neamurile mele, familia și cel mai bun prieten. Prietenul lor rămase uimit, căci faptul că se gândise la toți cei cunoscuți și împărțise peștele cu ei era o faptă de milostenie. Sacul cu galbeni. A fost odată ca niciodată într-o țară îndepărtată un om ca oricare altul. Agonisise omul nostru nițica avere nu prea multă, se căsătorise, își clădi o căsuță și trăia acum cât de cât fericit și fără griji. Într-o zi merse la târg să cumpere niște orez, căci în țara în care trăia trebuie să știți că orezul era la fel de apreciat ca și pâinea. Își luă cu dânsul un sac și niște galbeni. Fusese un an mai puțin bun, iar recolta de orez fiind slabă, acesta se vindea scump. Nu știm prin ce împrejurare, dar fiind multă lume la târg, omul nostru numai ce se trezi fără sac. Se întristă peste măsură, mai ales că trebuia să se întoarcă acasă la soția sa, fără orez și fără sac. Draga mea, să știi că astăzi târgul a fost atât de aglomerat, încât o mulțime de oameni și-au pierdut sacul, îi spuse omul de cum intră în casă. Să nu-mi spui că l-ai pierdut și tu. Cine oare nu l-ar fi pierdut în acea îmbulzeală?
Se tângui el drept răspuns. Soția sa căzu puțin pe gânduri, iar apoi îl întrebă din ce în ce mai îngrijorată: dar banii? Unde sunt banii noștri pentru orez? Ei, nu trebuie să-ți faci griji în privința lor, îi spuse bărbatul tare, mândru și liniștit. Am legat banii bine, bine într-un colț al sacului, așa că ei nu se vor pierde niciodată. Sunt sigură că nu se vor pierde. Cel care a găsit și sacul și banii, sigur nu-i va pierde. Problema e că îi va folosi altcineva și nu noi care am muncit. Cei trei frați. La poalele unui munte trăia odată bătrânul Tunet. Acesta avea doi fii și o fiică, soarele, focul și luna. Într-o zi, tatăl se gândi să-și testeze copiii, să vadă care dintre ei ține cel mai mult la dânsul și care nu. Își schimbă înfățișarea și le-a apărut din senin sub forma unei rândunici, care începu să strige cât putea: săriți de grabă, tatăl vostru are nevoie de ajutor! Auzind acestea, soarele o luă la goană, fără să mai stea pe gânduri. Fratele cel mijlociu, focul, îl urmă și el îndeaproape. Mezina, luna, văzându-i, nu se grăbi de fel, căci își spuse că sunt de ajuns cei doi. Între timp, fiul cel mare ajunse. O, soare, ești cel din tâi care mi-a sărit în ajutor. Îți vei petrece întreaga zi sus, pe boltă. Vei străluci puternic și întreaga omenire te va cinsti și se va bucura de frumusețea și căldura razelor tale. Când ajunse și fiul cel mijlociu, îi spuse: ție, dragul meu, îți voi da aceeași putere. Tu îi vei încălzi pe toți cei cărora le va fi frig, dar aici, pe pământ, și nu în înaltul cerului. Tunetul nu și ascunse supărarea când ajunse acasă fiica cea mică, Lună. Ești singura mea fiică și credeam că tu vei fi prima care îmi va sări în ajutor. Te voi răsplăti după cum meriți. Tu nu vei străluci decât noaptea și nu vei oferi niciun fel de căldură precum vor oferi frații tăi, soarele și focul. Lecția măgarului bătrân. A fost odată un om care avea un măgar bătrân. Cum acesta nu mai putea purta greutăți în spinare și ar fi preferat mai degrabă să stea la umbra unui pom decât să pornească la drum, omul decise să nu-i mai dea apă și mâncare. Măgarul răbdă cât răbdă, dar îl cuprinse o sete atât de aprigă încât merse la fântână. Se aplecă el cât se aplecă, deoarece nu dădea de apă, dar nu știu cum făcu că se trezi în fântână. În fântână nici picătură de apă pentru a-și potoli setea, dar nici posibilitate de a ieși afară nu era. Speriat, bietul animal se puse pe țipat. Omul îl auzi într-un târziu și merse să vadă ce i se întâmplase. Văzându-l în fântâna secată, își spuse că e un bun prilej să o astupe și să și scape de măgar. Merse așadar după o lopată și începu să arunce pământ în fântână. Măgarul răgea în continuare speriat, căci vedea ce i se pregătește, dar omul a aruncat tot mai mult pământ. De la o vreme se potoli măgarul. Omul rămase surprins că nu-l mai aude și tocmai când se aplecă să vadă dacă l-acoperise cu pământ orba, numai ce măgarul sări la suprafață și o luă la goană pe câmp. Se pare că animalul cel inteligent
se scuturase de pământul care cădea deasupra lui și apoi îl bătucise, călcând pe el, astfel că fântâna își micșora adâncimea, până ce reuși să ajungă la suprafață. Omul se căi și se rușină de fapta sa, dar acum era prea târziu, căci măgarul îl părăsise. Sfatul împăratului. A fost odată un împărat înțelept care își iubea supușii. El avea grijă ca fiecare locuitor al împărăției să fie răsplătit după ce și cum făcea. Toți erau mulțumiți, iar când unul dintre supuși greșea, împăratul nu-l pedepsea de prima dată, ci îi dădea încă o șansă. După un timp, împăratul îmbătrâni și venise vremea ca fiul său să-i urmeze la tron. Acesta nu era însă sigur că va fi un conducător la fel de bun ca tatăl său, așa că într-o zi îl întrebă care e secretul păcii și armoniei ce domnește în întreg regatul. Atunci împăratul l-a purtat prin castel, până au ajuns în fața unei uși. În încăpere erau niște oameni cărora li se aduceau din belșug bucate gustoase. Fiecare avea vasul lui, însă toți acești oameni aveau legate de brațe niște linguri cu cozile foarte lungi, astfel încât nu puteau să ducă mâncarea la gură. De aceea slăbiseră mult și erau tare necăjiți. Fiul împăratului a rămas foarte mirat de cele văzute. De ce i-ai pedepsit, tată? Întrebă băiatul. Nu eu i-am pedepsit, fiule, ei s-au pedepsit singuri. Vino, îți voi demonstra. A deschis ușa altei încăperi. Acolo erau alți oameni cu aceleași vase cu bucate alese și tot cu linguri cu cozi lungi legate de mâini. Numai că aceștia erau grași și veseli. Cum de acești oameni sunt grași și veseli? Doar și ei au mâinile legate, se miră băiatul. Foarte simplu, îi răspunse împăratul, acești oameni s-au hrănit unii pe alții. Învață-ți supușii să se ajute unii pe alții, să nu fie lacom și egoiști. Fii tu însuți un bun exemplu pentru ei și veți avea cu toții un trai îmbelșugat și liniștit. Păstorul ce s-a încrezut în lup. A fost odată un păstor care mergea zilnic cu oile sale la câmp. Într-una din zile, omul nostru zări în depărtare un lup. Cum acesta nu dădea semne că s-ar apropia, omul se limită și el să-l privească de la distanță, ținându-și însă ciomagul aproape în caz de nevoie. Dar lupul privea doar, așa că omul îl lăsă și el în pace, la un moment dat uitând chiar de prezența lui. Când să meargă acasă, lupul a apărut din nou și dădu să urmeze turma, însă păstrând în continuare distanța. Omul dădu cu o piatră după el, dar era prea departe. Pe de altă parte, lupul nu păru să se închisească prea tare. A doua zi, iată că lupul a apărut din nou. Își găsise un loc pe o stâncă, se așeza acolo comod și arunca doar priviri fugare turmei. Ce să vezi, își spuse omul, un lup care nu are treabă cu oile. Totuși era cu ochii pe el, căci nu era chiar convins de bunele intenții ale lupului. Dar azi așa, mâine așa,
Omul se obișnui cu prezența lupului și nu-l mai considera un dușman. Era chiar convins că alte fiare nu îndrăznesc să se apropie de turmă, deoarece zăresc lupul în apropiere. De la depărtare semăna chiar cu un câine mare care păzește turma, așa că îngrijorarea lui scădea de la o zi la alta. Într-o zi, fu chemat de urgență acasă și trebuie să plece de grabă, să fi dus oile cu el, ar fi durat prea mult, așa că le-a lăsat pe câmp și a pornit într-un suflet spre casă. Dar când s-a întors, nici urmă de turmă. Vicleanul lup nu îi mai lăsase decât 2-3 oi speriate care reușiseră să se adăpostească în pădure. Omul își spuse trist: așa îmi trebuie, doar am lăsat lupul pază la oi. Băiatul isteț și spiridușul. Trăia odată într-un sătuc de la marginea unei păduri un tăietor de lemne împreună cu cei trei fii ai săi. Într-o zi, omul își chemă fiul cel mare și spuse că el nu mai poate merge în pădure să taie lemne, că e bătrân, așa că le dă fiilor săi această sarcină. Flăcăul ajunse în pădure în zorii zilei, dar nu putu să se apropie de niciun copac. Spiritușii care aveau casă în copaci îl opriră cu o vrajă numai de ei știută. Flăcăul se trezi țintuit în loc și când dădu să se miște, văzu că nu poate merge decât îndărât. Se întoarse deci acasă. Părintele său, care îi cunoștea pe spiriduș, nu se arătă prea supărat și îl chemă pe cel de-al doilea fiu al său. Acesta îi promise și el că încearcă, dar păți întocmai ca fratele său mai mare. Acum bătrânului tăietor de lemne nu îi mai rămânea decât mezinul, dar acesta era leneș. După ce discută cu el, acesta porni spre pădure, dar fără tragere de inimă. Ajuns la marginea acesteia, întâlni spiridușul care îi întoarse din drum pe frații săi mai mari. Hei, miticule! Îl strigă mezinul, nici să nu îndrăznești să arunci vreo vrajă asupra mea, căci rău va fi de tine. Te voi zdrobi ca pe această piatră. Continuă și scoase din buzunar o bucată de caș pe care o strânse bine în mână. Văzând una ca asta, piticul încremeni, își dădu seama că nu ar fi bine să-l supere pe acest flăcău atât de puternic, așa că îl luă deoparte și îi arătă copacii bătrâni și bolnavi, aceia care ar fi bun de tăiat, promițându-i că va apărea în fiecare zi. Seara, flăcăul se întoarse cu lemne din pădure. Văzând una ca asta, bătrânul său tată se bucură nespus. Puteau acum să vândă lemnele și să trăiască bine cu toții. Căprioara și broasca țestoasă. A fost odată ca niciodată, în vremea îndepărtată, când pe lume toate erau altfel decât le știm noi, o broască țestoasă și o căprioară. Broasca țestoasă avea niște copite de toată frumusețea. Putea să alerge cu ele hăt departe și nu se sfia să se ia la întrecere cu oricine. Într-una din zile, broasca țestoasă zări în depărtare o căprioară. Nu prea văzuse dânsa astfel de făpturi, căci erau cam sperioase și stăteau mai mult ascunse în pădure.
bietele de ele erau atât de frumoase, dar nu se puteau apăra de dușman nici măcar prin fugă. Nu aveau copite, asemenea broaștelor țestoase, ci ghiare. Broasca noastră se opri deci și îi dete bună ziua căprioarei. Vai, broscuțo, tot am auzit de tine, dar nu te-am întâlnit până acum, o întâmpină căprioara. Ce copite frumoase ai! Da, îmi sunt de folos, căci pot să străbat pădurea întreagă într-o clipită. Ai putea, rogu-te, să mi le împrumuți pentru câteva clipe? Am putea face schimb, ce spui? Ți-ar plăcea să vezi cum e să ai ghiare? Da, spuse broasca entuziasmată și îi dădu căprioarei copitele sale cele frumoase, în timp ce ea încercă ghiarele. Căprioara o porni la goană prin pădure, fericită că în sfârșit putea să alerge. Broasca, pe de altă parte, făcu doar câțiva pași, după care se plictisi repede și se puse pe așteptat. Și o așteptă pe căprioara cea sprintenă mult și bine și se pare că încă o mai așteaptă, căci de atunci căprioara a rămas cu niște copite de toată frumusețea, în timp ce biata broască țestoasă are niște ghiare care nu sunt de prea mare ajutor.